Înainte de a începe acest video, aș vrea să-i fac o scurtă promovare canalului Pro IT Channel. Este un canal destul de interesant legat de tehnologie. Acesta s-a apucat de un timp destul de scurt, de aproximativ 2 luni, însă pe acest canal publică videouri de o calitate foarte, foarte bună. Um, are și o calitate video bună și o calitate audio foarte bună. Deci, dacă sunteți interesați, eu chiar vă recomand să intrați pe canalul său, intrați acolo în descriere, veți avea un link, vă abonați, activați și clopoțelul ca să fiți la curent cu noile sale videouri și, da, repet, linkul său este în descriere și de acolo vă puteți abona. Deci, haideți să trecem la videoul nostru. Vă salut prieteni și bine ați venit pe canalul tutoriale gratuite. În acest video, după cum v-am promis, voi face un video în care voi testa și pe care voi mi-ați trimis pe serverul de Discord sau pe profilul meu de Discord. Astăzi mă voi uita prin toate mesajele voastre și voi vedea câți dintre voi mi-ați trimis pe acel live virus. Deci, haideți să trecem la treabă, o să încep aici să caut mesaje cu virus sau link-uri cu virus și îi vom lua și îi vom testa pe această mașină virtuală cu Windows 10. Cei de la Marvă România organizează un giveaway cu o tastatură mecanică, o să aveți acolo link în descriere cu giveaway-ul pe care aceștia îl organizează, în felul acesta vă anunț și pe voi de acest giveaway și eventual mă ajutați și voi cu câteva puncte extra, poate câștiga această tastatură și în felul acesta voi putea face și eu mai multe giveaway-uri pentru voi când ajungem la anumite milestone-uri. Nu uitați, linkul de la acest giveaway îl veți avea în descriere. Vă las în continuare cu videoul. Ok, deci am găsit aici un uh, prim virus, aș putea spune, trimis tot de Noobs GT, poate unii dintre voi îl știți, poate unii nu, dar el este un băiat care mi-a trimis mai mulți virus în ultima perioadă. Sincer, nu știu dacă ăsta e profilul lui real, gen dacă el e sau nu, dar oricum o să descărcăm. Acest virus este un virus care se numește gloroxtroian.rar, haideți să îl descărcăm să vedem despre ce este vorba. Uh, bun, avem aici gloroxtroian, haideți să vedem ce virus este, o să îl extragem aici, frumos, elegant, am făcut un backup la mașina virtuală, deci nu o să avem nicio problemă, o să putem reveni să testăm și ceilalți virus. O să opresc și internetul după cum v-am obișnuit Ca să nu fie absolut nicio problemă legată de IP Și haideți să rulăm virusul Să vedem ce efect are acest troian Asupra sistemului nostru virtual da? Am rulat virusul și haideți să așteptăm Să vedem ce se întâmplă pe mașina virtuală Ok, am primit aici un fel de launcher Un fel de avertizare că programul pe care l-am rulat Este un malware Noi o să-l rulăm bineînțeles Îi dăm yes Și... Uh, ok ne spune ce se creează Windows 10 Media, simte-te liber să folosești PC-ul tău dacă mai poți. Pune progres 23, 24, sunt curios să vedem despre ce este vorba, așteptăm aici până se încarcă tot. Bun, 99% și 100%, sper să nu te pierzi, dacă închizi sistemul știi ce se întâmplă. Ok, este un fel de script VBS, v-am arătat și eu cum se fac treburile astea, bine, e legat de acest setup și acum cred că o să se apară warning-uri din astea până ni se blochează PC-ul. Cel puțin așa cred. Ia să încercăm să oprim scriptul ăsta. Se poate cumva? Da, Windows-ul nu mai poate fi folosit în momentul ăsta. Și Task Manager-ul văd că nu ne lasă să-l accesăm. Ne spune că accesul este denied. Hai să restartăm sistemul. Ia să dacă îi dăm un restart, ce se întâmplă? Și acum așteptăm să vedem dacă după restart putem oare să intrăm în Windows înapoi sau virusul ne-a distrus complet sistemul. Ok, și s-a deschis aici sistemul și vedeți și voi. Ne spune aici că nu s-a putut repara Windows-ul, nu știu ce, sau știți niște fișiere importante și aici mai jos spune, dacă vedeți și voi, niște informații false. Deci, practic, e editat de NubGT, cel care a făcut virusul. Un virus destul de interesant, într-adevăr. Iarăși un virus care distruge sistemul. Um, și na, ce să zic, feriți-vă de astfel de virus. Sunt foarte, foarte ușor de luat, de trimis. De asta nici nu vă las link-uri sau chestii de genul ca să nu cumva să-i luați și după aia să mă întrebați de ce v-ați virusat și de cele. Deci, virusul ăștia sunt chiar foarte periculoși. Vă distrug sistemul, pur și simplu. Pierdeți multe chestii importante din el pentru că va trebui să reinstalați Windows-ul. Bun, deci haideți să trecem la următorul virus. Bun, aca Wolf mi-a trimis și el un virus aici. Ține țin așa fereastra ca să nu vedeți linkul de la virus. Încerc pe cât posibil să nu vă arăt aceste linkuri pentru că sunt periculoși acest virus și nu vreau să vă infectați cumva. Așa că eu o să descarc virusul și după ce îl descarc revenim și îl testăm. Bun, avem aici virusul trimis de Aqua, o să îl extrag, dau click dreapta extract Tu și chiar sunt curios să vedem despre ce este acest virus, am copiat acolo și parola ca să putem extrage mai rapid și avem aici un Trojan kit aparent, zipped uh, folders, vbs.exe, Trojan kit, uh, Trojan, sunt aici mai multe fișiere din câte văd, o parolă, haide să o luăm să vedem despre ce este vorba și să încercăm să și extragem, Trojan, avem aici Easy Binder, Beast, sunt aici mai multe chestii, ok, vbs.exe, XP Hex, da deci tot felul de programele mici care practic te ajută la astfel de, da deci sunt tot felul de programele mici care te ajută la astfel de scripturi troll, image to icon, tot felul de chestii, da, e destul de interesant dar nu e un virus propriu zis. Am primit aici de la Adi34 un fișier, dar o să vă citesc și toată conversația ca să vedeți că e un pic de amuzant. Îmi spune, hei, am un virus, l-am făcut de mai mult timp, nice, nu știu ce, îmi dă linkul. Măcar poți răspunde, l-am trimis, ăsta este următorul, trebuie să mască, ce spui frate, zi, este foarte periculos, hai, ial, ai content, alo, alo, the best virus, hei, ți-am dat virus, nice, hei, ial, băi, ești ratat și, și așa mai departe. Uh, ok, dacă înțeleg acum îmi pare rău că nu ți-am răspuns dar am așteptat o perioadă ca să fac acest video totuși o să îți testez virusul tău în ciuda mesajelor tale hai să vedem despre ce e vorba avem aici fișierul nice.bat trimis de Adi haide să-l luăm, am oprit netul să vedem ce virus ne-a trimis acest băiat iarăși ne avertizează Windows Smart Screen-ul haideți să îl rulăm am apăsat pe run Um, ok, <laughs> și nu e neapărat un virus, e pur și simplu un fișier care ne închide PC-ul um, Ok, ok, ok O să dau power off așa ca să nu pierdem cumva backup-ul <laughs> Ok, deci el practic vrea să testez virusul ăsta pe live Dar ce nu știa el că eu testez virus și pe o mașină virtuală Nu-i testez pe Windows-ul meu real Deci nu m-ar fi afectat pe mine că mi-ar fi închis sistemul sau ceva Dar oricum, <laughs> nice try, nice try avem aici un virus trimis de X Nico. Uh, am pus fereastra așa ca să nu se vadă tot linkul, să nu mai chinui cu bluratul și cu toate cele. Avem aici virusul, îl luăm și îl testăm. Bun, avem aici tutoriale gratuite Troian. Haideți să-l extragem, să vedem despre ce este vorba. Oprim și netul rapid ca să nu fie nicio problemă. Și avem aici un readme. Ia să vedem. Este doar o glumă făcută de mine. Să ai internet activat este important pentru a rula virusul. Um, ok, eu o să-l las uh, internetul neactivat ca să... <laughs> <laughs> ok, deci e tot un fel de script care ne rulează, practic și ne bagă pe canalul nostru, <laughs> foarte foarte tare. Mă dați seama virusul ăsta <laughs> îmi face reclamă, deci e super, super tare. Interesant, dar cred că a, a și făcut ceva sau nu a făcut nimic. Error missing, entry swap, mouse button. Cred că a încercat el să facă și genochesti ca să se inverseze butoanele de la mouse, dar nu știu dacă a funcționat, pentru că atat acolo eroare. Dar oricum, interesant, interesant. Un Tot un script așa, destul de interesant aș putea spune. Spune, mersi foarte mult că mi l-ai trimis. Uh, bun, deci cam ăștia au fost virusi, dacă aș putea spune în mele primiți de la abonați. Tot nu GT rămâne, aș putea spune, acolo top 1 la virus și l-a făcut cei mai periculoși virus. dar vă mulțumesc și celorlalți care mi ați trimis virus. Bineînțeles că au fost mult mai mulți, dar uh, la editare și la filmare am mai teat, pentru că ori nu erau chestii de arătat în video, ori au fost niște chestii care nu mi a plăcut mie. Deci au fost mai mulți, dar eu pe aceștia am selectat și am zis să-i arăt în video. Dacă vreți să mai fac astfel de videori, Puteți să-mi trimiteți acolo ori viruși făcuți de voi, ori viruși pe care i-ați găsit pe net și nu ne am mai testat până acum, deci puteți face treaba asta dacă doriți. Serverul de Discord îl aveți în descriere, deci puteți fără nicio problemă să faceți lucrul acesta. Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să mai facem, nu uitați să lăsați acolo cât mai multe like-uri și noi ne vom auzi în următorul video. La revedere!